Salutare și bine v-am găsit la un nou tutorial. Astăzi, în partea a doua, vă voi arăta cum să folosiți corect comenzile de bază în AutoCAD 3D. După acest tutorial, veți avea cel puțin o idee cum puteți să dezvoltați sau să creați obiecte, forme și suprafețe cu ajutorul AutoCAD-ului. Pentru aceia dintre voi care vor să învețe mai mult despre partea 3D AutoCAD-ului, vă voi lăsa un link în descriere ce conține cursul complet. Dacă nu ați văzut deja prima parte, unde am explicat interfața 3D AutoCAD-ului, aveți un link în colțul din dreapta sus aici. Deci, să începem. După cum știți deja, în această parte se află toate comenzile 3D pentru desenul în AutoCAD. Putem fie să dăm aici pe orice iconiță click, de exemplu pe aceasta, box, cutie, și comanda va pleca, sau putem scrie box, sau mai avem aici, la meniul de draw, desen, 3D modeling, deci modelare 3D, avem practic multe dintre aceste comenzi, dar nu toate, sau pentru acest meniu de modify, putem merge aici la modify și avem 3D operations, deci operații 3D, mutare 3D, rotire 3D, aliniare, oglindire, sau editarea obiectelor solide, de exemplu unire, intersecție, vă voi arăta imediat. Dar mai întâi să începem cu începutul. Ne vom concentra mai întâi pe acest panou, panoul pentru solide. Prima comandă care vreau să vă arăt astăzi este box, adică comandă de cutie. Pentru aceasta scriem box, este mult mai ușor să scriem toate comenzile decât să dăm click pe acestea, mai ales dacă interfața se poate schimba de la o versiune la alta, dar mai întâi vom merge în planul 3D pentru a avea o viziune mai clară. Acum, fie apăsăm aici, fie putem scrie box, cutie și creăm o cutie. Din episodul anterior, putem schimba aici modul de vizualizare și vom da pe Shaded Edges, de exemplu, pentru a avea o viziune mai clară. Dacă nu mai țineți minte cum se poate roti desenul, ținem apăsat pe roțile de la mouse sau, dacă vrem efectiv să-l rotim, Shift și rotița de la mouse. Tot aici, și în special pentru utilizatorii de Windows, avem și alte opțiuni. Eu prefer de asemenea să le scriu. Deci putem scrie acum, de exemplu, cilindru. Cylinder. Creăm baza, care va fi mai întâi un cerc. Putem scrie aici raza. Să spunem că avem o rază de 5. Scriem 5, Enter, și acum putem scrie fără nicio problemă înălțime. O înălțime de 10, de exemplu. Și automat am format un cilindru. Putem face și un con acum. Deci aplicăm comanda Cone. Din nou, selectăm raza, de exemplu tot de 5, și o înălțime de 15. Și, după cum vedeți, fiecare dintre aceste obiecte reprezintă un solid. Scrie și aici 3D Solid sau dacă dăm dublu click și intrăm în proprietăți, ne va scrie automat 3D Solid din nou. Un alt obiect pe care îl putem desena este o piramidă. Scriem comanda Pyramid sau Pyramid. Selectăm acum suprafața, pentru că este o suprafață în formă de dreptunghi. Scriem tot 5 de exemplu și adăugăm o înălțime de 15. Altă variantă la această piramidă, dar pentru aceasta trebuie să dăm aici în 2D wireframe, să avem o viziune mai clară și scriem din nou pyramid. Dar de această dată schimbăm aici în inscript, în scris. Și acum putem selecta sau putem scrie direct distanța pentru o jumătate de diagonală. Putem scrie 10 direct. Și acum adăugăm înălțimea. Este practic același lucru. Și ultima variantă, să schimbăm înapoi în Shaded with Edges, ultima variantă este să creăm o sferă. Scriem Sphere și selectăm raza sferei. Nu contează în ce punct suntem. Scriem, de exemplu, 5. Și automat am creat o sferă cu diametru de 10 sau cu raza de 5. Ștergem toate aceste obiecte și mergem mai departe. Următoarea comandă este Extrude. Pentru aceasta să luăm un caz simplu. Creăm niște linii, comanda Line. Linii de, să zicem, 10 unități. Și ne întoarcem înapoi. Enter. Double click pe ăsta de la mouse. Sau apăsăm pe butonul de Home. Este același lucru. Schimbăm înapoi în Parallel pentru o viziune mai clară. Și acum vreau să vă arăt următorul lucru. Dacă vom da aici pe Extrude și vom selecta o linie, dăm Enter, automat vom crea o suprafață. Deci aceasta nu mai este un solid, este o suprafață. Scrie și aici Surface și a fost format prin Extrude, Extrusion. Sau dacă dăm dublu click ne va spune exact același lucru. În schimb, să dăm Undo acum, Ctrl Z, sau putem da pe aici pe această săgetuță. Dacă vreau, în schimb, 4 suprafețe. Mergem din nou Extrude, selectăm toate aceste 4 suprafețe și dăm Enter.
Și după cum vedeți, am creat acești patru pereți, dar pe interior este gol. Situația va fi aceeași chiar și dacă voi avea aceste patru linii unite într-o singură linie. Aplicăm comandă Join, să avem o singură margine. Apăsăm pe Extrude. Și de asemenea facem același lucru. Dar, pentru a crea direct un solid, trebuie să mergem la Extrude și vom da aici, deci avem variante, Select Object or Mode. Noi vom da pe Mode. Scriem Mode și alegem. Putem crea solid sau suprafață. În cazul nostru, solid, să zicem. Dăm pe această margine, dăm Enter și automat am creat un solid. Această comandă are mai multe funcții în cazul nostru. Ștergem acest obiect și, de exemplu, avem Taper Angle sau Path, cale sau cu unghi. De exemplu, să creăm un dreptunghi. Scriem aici Rectangle, dreptunghi. Ok. Și vom aplica comanda Extrude pentru solid. Să fim siguri, scriem Mode, Solid și dăm pe aceasta Enter. Dar, în continuare, după cum vedeți, avem mai multe opțiuni aici. Direction, Path, Taper, Angle, Expression, deci avem mai multe. Putem scrie doar Taper, de exemplu, și dăm Enter. Acum, după cum vedeți, putem să facem aici o formă de trapez și putem pune și un unghi. De exemplu, doresc un unghi de, să zicem, 10 grade. Enter. Și acum pot selecta înălțimea la care o doresc să fie. Vedeți? Iar aici poate fi un fel de piramidă, dar o vom lăsa așa. În acest fel, putem crea această suprafață trapezoidală mult mai ușor cu toate dimensiunile de care am nevoie. Dar, altă variantă este să folosim și comanda Path, deci Extrude cu Path, cu cale. Să creăm un spline acum. Dezactivăm comanda Ortho, Spline, începem chiar din origine, pentru aceasta scriem 0,0 și dăm Enter. Și creăm un spline. Clic dreapta, Enter. Ne întoarcem înapoi. Pentru a construi un cerc avem nevoie de XY, după cum am construit și acest spline. Dar avem nevoie de XY în alt plan. Pentru că, după cum știți, în spațiul 3D, mereu dacă vrem să desenăm ceva, vom desena automat în XY, cum în acest plan. Dar de data aceasta trebuie să schimbăm planul. Activăm comanda Ortho din nou și scriem comanda UCS, adică origine, și modificăm. Dacă originea a fost acolo, să ne folosim de acest aspect, să scriem 0,0 și să plecăm chiar din același punct. Acum, comanda automat ne va lua direcția axei X. Scriem X și acum ne va lua Y. Și automat acum putem desena în acest plan. Scriem comanda Circle, de cerc, 0,0, plecăm din origine și facem un cerc cu diametrul de, să zicem, 20 de unități. Acum, aplicăm comanda Extrude. Este pentru solide, pentru că deja am selectat-o. Selectăm acest cerc și dăm Enter. Și automat acum putem crea un solid. Însă nu mă mulțumește această variantă și vom da acum, în loc de Taper Angle, putem da Path. Și trebuie să selectăm calea acum. Escape. Și automat mi-a creat acest spline, dar cu linie îngroșată în acest caz, după cum se vede. Bun. Dăm Undo. Și acum vreau să vă prezint următoarea comandă de Press Pull. Să facem, de exemplu, 4 linii. Aplicăm comanda Ortho, scriem Line, 10 unități și înapoi. La fel ca și cu Extrude, când dăm Press Pull sau putem apăsa aici, putem selecta această linie și vom crea din nou o suprafață. Dăm Undo. Sau ne poate detecta automat area și creăm din start un solid de această dată. Nu mai este nevoie să avem o singură linie sau să zicem că vrem solid sau suprafață. Dacă vrem să extindem acest solid, putem să mergem pe suprafața de care avem nevoie și doar să apăsăm click și o putem extinde. De exemplu, vreau să o extind aici cu încă 20 de unități. Scriu 20 și apăs Enter. Deasupra același lucru, cu 3 unități, de exemplu. Și automat, astfel economisesc mult timp făcând acest lucru. Iar acum, următoarea comandă este Fillet Edge. Aceasta este practic versiunea 3D a clasicului filet din desenul 2D. Avem această muchie, haideți să o aplicăm. Deci Fillet Edge, sau putem selecta de acolo și acum Select an Edge, deci selectăm muchia. Aceasta, să zicem, și automat ne creează o rază. Dacă suntem mulțumiți cu ea, apăsăm încă o dată Enter. Dacă nu suntem, scriem Radius sau selectăm de aici Radius, adică rază, și scriem, de exemplu, o rază de 10. Dacă suntem în regulă, apăsăm Enter și am creat această rază, după cum se vede. Următoarea comandă pe care vreau să vă arăt este Union, pentru a uni două solide. Să creăm, de exemplu, o sferă.
Putem muta acest obiect mai în interior, comanda Move. Și după cum se vede, avem aici două solide. Dăm dublu click și vedem 3D Solid și acum avem două. Dar, dacă vreau să creez un singur solid în aceste două obiecte, merg la comanda Union, apăs click sau pot scrie, selectez primul solid, al doilea și dau Enter. Iar acum când voi da click pe acesta, am un singur solid, deci funcționează ca un tot unitar. Ștergem totul și mergem la următoarea comandă. Următoarea comandă este Revolve. Mai întâi, pentru a vă arăta, trebuie să desenez un spline din nou. Încep din origine. Clic dreapta, Enter. Acum voi crea o linie, Line, începând din origine, 0,0, activez comanda Ortho, Escape, și aceasta o mai prelungesc puțin. Până aici. Bun, mai departe. Aplicăm comanda Revolve, Select Objects to Revolve și Mode. Hai să dăm pe Mode, selectăm Solid și acum Select Objects. Selecta cele două obiecte, Enter, Specify Axis Start Point, Shift, click dreapta, End Point. Și după cum vedem, putem selecta aici unghiul. De exemplu, avem aici 20 de grade, aici avem 90 de grade, iar dacă vrem să fie 360 de grade, doar apăsăm Space, tasta Space. Și automat am creat această piesă. Este 100% simetrică. Dacă vrem să avem o viziune și mai clară, putem scrie 3D Orbit, adică orbită 3D. Și acum apăsăm doar pe click stânga de la mouse. Acum vă voi arăta comanda Sweep. Practic, seamănă destul de mult cu Extrude, dar vă voi arăta prin ce diferă. Vom începe cu un spline. Pentru aceasta dezactivăm comanda Ortho și îl vom desena exact din centru. Spline 0,0. Acum, după cum vedeți, este în plan 2D. Noi vrem să-l rotim. Pentru aceasta voi folosi comanda 3D Rotate, deci rotire 3D, pe care vă voi arăta și mai târziu, în acest cerc roșu. Aplicăm comanda Ortho și va fi aici. Bun. Mai departe, în acest punct creăm un cerc. Deci comanda Circle, cerc, din acest punct. Un cerc de, să zicem, 1, rază de 1. Și aplicăm comanda Sweep. După cum vedeți, aici avem altă variantă Mode. Scriem varianta Mode și putem alege Solid sau Surface. Vom scrie Solid mai întâi. Select Objects. Bun, am selectat obiectul, dau Enter și acum Select Sweep Path. Deci selectăm calea din nou și apăsăm aici. Și după cum vedeți, mi-a deselat un Solid 3D. Dar avem și varianta de Mode. Să dăm înapoi. Dăm din nou pe Sweep, Mode și vom selecta Surface. Click pe cerc, Enter, selectăm calea. Și, după cum vedeți, pe interior este gol, deci am desenat doar o suprafață. Dacă dăm dublu click, va scrie aici, suprafață creată prin Sweep, nu prin Extrusion sau alte lucruri. O altă variantă este să mergem aici, deci dăm Sweep. Selectăm acest cerc, Enter, și acum putem da, în loc de Path, putem da Scale. Și vom scrie Scale, să mutăm scara. În loc de 1, vom scrie 0,5, 0,5 aici. Și dăm Enter. Și acum selectăm calea. Și după cum vedeți, aici este de două ori mai mare în comparație cu cealaltă parte. Și în loc de acest cerc, vom avea un dreptunghi, de exemplu, sau un pătrat. Rectangle, din acest punct. Shift click dreapta, center și desenăm un pătrat, de exemplu 2 tab 2. Îl mutăm cu 1 și în cealaltă direcție tot cu 1 pentru a fi în centru. Ștergem acest cerc și acum îi putem da. Deci sweep, același lucru, putem rămâne clasici sau și putem da twist, să fie învârtit. Și vom zice aici, de exemplu, 180 de grade. Și vom selecta calea acum. Și după cum vedeți, a învârtit segmentul nostru la 180 de grade.
Ștergem acest desen și mergem mai departe. Următoarea comandă pe care vreau să vă arăt este loft. Să creăm, de exemplu, două dreptunghiuri sau un dreptunghi și un cerc, nu are importanță. Și în interior, un cerc, comandă circle. Mutăm acest cerc deasupra, move, și vom aplica comanda loft. Selectăm primul obiect și al doilea. Și automat ne-a generat o imagine cum ar arăta acest obiect. Și dăm Enter. Dacă ne convine, dăm din nou Enter. Aici avem mai multe opțiuni. Aici, după cum vedeți, este un solid 3D. Dacă vrem să schimb o suprafață, vom da Undo. Loft, din nou. Le selectăm. Și vom da aici pe Mode. Și vom selecta Surface. Ne convine, da. Și dăm Enter de două ori. Și automat am creat aici o suprafață. Putem schimba și în alt mod pentru a vedea la fel de clar. Bun. În continuare vă voi arăta cum puteți scoate un obiect din altul. Și aici vom construi o cutie, box, și o sferă, de exemplu. După cum vedeți, aceste două obiecte sunt unul în altul. Vom apela la comanda Subtract și mai întâi vom selecta obiectul din care vom tăia. Vom da Enter și acum vom selecta al doilea obiect, care va lipsi din primul, să zicem, și dăm Enter. Și după cum vedeți, aici am decupat exact partea lipsă. Sau putem face și invers. Vom da Undo, Subtract din nou, selectăm acesta să fie primul obiect, dăm Enter. Și sfera a doua, care va dispărea. Și atât a rămas din primul obiect. Însă, altă comandă importantă este intersect, deci intersecție. Scriem intersect, selectăm primul obiect, selectăm al doilea obiect și dăm Enter. Și aceasta este comanda, sau mă rog, solidul 3D care rămâne în urma intersecției celor două solide. După cum vedeți. Și îl ștergem. În continuare vom trece la următorul panou de Surface. Aici vă voi prezenta trei comenzi cele mai folosite și vom începe cu prima, Surface Network. Pentru aceasta creăm două linii paralele, să zicem de 10 din nou, o copiem și în cealaltă parte și vom crea un arc. Deci comanda Arc, de aici, dezactivăm puțin comanda Ortho, până aici. Bun. Activăm la loc. Rotim 3D, deci din nou comanda 3D Rotate. Selectăm axa verde. Ok. Mutăm, comanda Move. Și îl copiem încă de 3 ori. Bun. Acum, modificăm puțin aici. Să zicem așa. Ok. Mai departe folosim comanda asta sau chiar o putem scrie. Surf Network. Select curves or surfaces. Deci mai întâi in the first direction. Deci din prima direcție. În cazul nostru aceste două linii. Dăm Enter. Selectăm suprafețele și toate aceste curbe din a doua linie. Second direction. Toate aceste arce de cerc, cu alte cuvinte. Și dăm Enter. Și automat ne-a creat această suprafață după axele sau după curbele pe care noi le-am introdus, inclusiv aceste două linii, după cum se vede. Acum vă voi arăta Surf Blend. Pentru aceasta vom crea acum două cercuri. Comandă Circle, un cerc cu diametru cu rază de 10, să zicem, și un cerc în interior, în același centru, până aici. Aplicăm comanda Extrude, dăm pe Mode și vom da pe suprafață. Bun. Acum avem două variante. Dăm aici pe Surf Blend sau putem chiar scrie. Prima suprafață, Enter. A doua, Enter. Și dăm pe Continuity, de exemplu. G1, G1.
Și dăm Enter. Și după cum vedeți, dacă selectăm această suprafață, cum a fost creată, avem și o bucată în interior. Deci este ușor rotunjit aici. Însă, avem și a doua posibilitate, după cum ați văzut. Vom aplica din nou comanda, selectăm prima suprafață, Enter, a doua suprafață, Enter, și vom da pe Bulge Magnitude. Și acum avem de scris. Mai întâi scriem magnitudinea, 7 să zicem, următoarea tot 7, și dacă ne convine dăm Enter din nou. Și după cum vedeți, ne-a desenat o formă și mai arcuită decât cealaltă. În cazul nostru, aceasta are 7 unități, după cum am pus. Și vom merge mai departe cu Surf Fillet. Deci este practic varianta 3D pentru comanda clasică Fillet din desenul 2D. Pentru aceasta vom desena o linie mai întâi. Linie de 10, de exemplu. Dublu click pe ruta de la mouse, comanda copy, o copiem în sus această linie cu 10 unități. Bun, acum aplicăm comanda press pull cu 10 și rămâne activă. Selectăm și cea de-a doua linie, tot cu 10. Selectăm cea de-a doua suprafață, comanda 3D rotate, după axa verde. O mutăm, comanda move cu 5. O mutăm din nou tot cu 5. Putem da click aici sau o putem scrie. Putem scrie direct sau selectăm suprafață sau putem scrie radius. Vom scrie rază. Și vom zice aici, avem nevoie de o rază de 2, să presupunem. Dăm Enter. Acum, select the first surface, prima suprafață. Select the second surface, selectăm a doua suprafață. Dacă suntem în regulă cu această rază, o lăsăm așa și dăm Enter. Dacă nu, puteam da acolo pe radius și o schimbam din nou. După cum vedeți, aici avem prima suprafață, suprafața pe care tocmai am generat-o, și a treia. Și în plus ne-a rămas această linie pe care o putem de asemenea șterge. Deci, așa putem aplica comanda filet în spațiul 3D pentru o suprafață. Anterior am arătat cum puteți face asta cu un solid aici, cu filet edge. Ștergem acest desen. Iar în continuare ne vom muta pe următorul panou, pe panoul de mesh. Pentru aceasta vom desena o cutie. Comanda box. Și vom aplica aici smooth object, de pentru a-l netezi puțin. Și după cum vedeți, acesta este un solid 3D. Apăsăm pe el și dăm enter. Automat are o formă mult mai netedă. Dacă vom da aici pe smooth more, deci să-l netezim mai mult, vom vedea că devine din ce în ce mai neted. Uitați-vă și la acești pixeli. Îl putem netezi până la un anumit punct. După care, programul ne va spune să netezi la maxim și nu mai putem. Opus acestei comenzi este să netezim mai puțin, smooth less. Și după cum vedem, acești pixeli încep să crească. Și ultimul stadiu este să ajungem din nou la obiectul inițial. Însă, la început, acel box, acea cutie, era un solid 3D. Acum, dacă vom da click, acesta este mesh. Deci este practic același lucru dacă aș da pe această comandă, mesh box. Iar dacă aplicăm comanda explode, de explodare, pentru acest obiect și dăm enter, dacă ștergem aceste regiuni sau suprafețe, vedem că este gol în interior. Ștergem aceste obiecte. Ne vom concentra acum pe acest panou, UCS Origine. După cum v-am zis deja, pentru a desena orice în spațiul 3D, vom desena mereu în spațiul XY, adică în acest plan. Să începem cu rectangle, de exemplu, cu un dreptunghi. După cum vedeți, mereu desenăm în spațiul 3D numai cu XY, sau circle, sau line. În schimb, dacă vreau să desenez invers pe această parte, am mai multe opțiuni. De exemplu, vreau să desenez aici un dreptunghi și nu peste acesta. Versiunea 1 este să scriu UCS, comanda UCS, merg în acest punct și automat îmi va lua axa X mai întâi să o reprezint și a doua Y. Și acum pot desena în voie în acest plan de această dată. Deci comanda rectangle și desenez în acest plan, după cum se vede. Sau pot face același lucru și cu un cerc. Comanda circle și pot desena la fel de bine.
Altă variantă este să merg aici și să mă ajute acest cub. Voi da pe planul de front, de exemplu, și vom da acum UCS și vom selecta aici pe View, pe viziune. Și mi-am modificat-o. Am direct XY. Dar fiți foarte atenți unde puneți această viziune. De exemplu, eu dacă selectez aici, în această parte sau în acest unghi și dau pe UCS View, unghiul nu mai este în regulă în momentul de față. Comanda Ortho nu mă mai poate ajuta raportat la aceste desene. Deci, mereu folosiți-vă de acest cub. Sau puteți pune voi separat axele. Următorul tab de draw, de desen, este practic aproape același lucru cu mediul de desen 2D. Deci, pentru aceasta vom trece peste. Următorul panou de modify îl avem și aici, după cum v-am zis la început, a 3D operation. Să creăm o sferă, de exemplu. Dacă vreau să o mut, am și varianta 3D Move și face practic același lucru ca și comanda clasică de Move din spațiul 2D. Nu este absolut nicio diferență. În schimb, am varianta 3D Rotate, aici, altă comandă. Să construim o cutie Box. Vom face mai lunguiață pentru a vedea mai clar diferența. Ștergem această sferă și vom da pe 3D Rotate aici. Selectăm această cutie, dăm Enter și ne vom ghida după această axă mov-albastră. Dacă vreau să o rotez ca un alt unghi, dezactivez comanda Ortho, mă duc din nou pe axa albastră și o mut la un alt unghi, după cum se vede. Altă comandă de aici, din panoul de Modify, este 3D Mirror. Deci este practic varianta 3D a comenzii simple mirror de oglindire din spațiul 2D. Am selectat obiectul, am dat Enter și acum, în comparație cu spațiul 2D, unde am de desenat o linie, aici am de desenat un plan. Și încep să desenez un plan. Activez comanda Ortho pentru a mă ajuta puțin. Și merg în sus, de exemplu. Delete Source Object, deci aceeași întrebare, dacă șterg obiectul original, nu. Și automat am creat un obiect simetric exact și unghiul a fost exact în mijloc. Ștergem aceste două obiecte și pentru ultima comandă de modificare aici, vă voi arăta comanda 3D Array. Dar pentru aceasta vom desena o cutie mai întâi. Deci box, zicem dimensiune de 10, tab 10 și o înălțime de 20. Butonul de Home. Schimbăm aici în Parallel pentru a fi mai clar. Acum să aplicăm comanda 3D Array. Selectăm acest obiect, Enter. De această dată voi da pe Rectangular și vom scrie aici numărul de rânduri, 10. Numărul de coloane, 2. Numărul de nivele, 1 nivel. Distanța dintre rânduri, să zicem 100. Distanța între coloane, de asemenea tot 100. Și dăm Enter. Și automat mi-a generat exact ce am dorit. 10 obiecte pe un rând, 2 coloane și un singur nivel, la distanțe de 100 fiecare. După acest tutorial, sper că totul este mai clar și aveți acum o viziune mult mai clară despre modelarea în spațiul 3D. Sper că acest video v-a ajutat. Dacă aveți întrebări, nu ezitați să lăsați în comentariile de mai jos. Ca de obicei, nu uitați să dați un like, share, subscribe și ne vedem data viitoare.